Vă salut! Din nou am aici pe masă un pacient de la Husqvarna. De data asta un 440 tot X-Torque, Este tot drujba mea. Nu sunt alte drujbe pentru că nu repar drujbe. Le stric și le repar pe ale mele. Ce se întâmplă cu drujba asta? Eu am niște clipuri mai vechi cu ea. A început dintr-o dată să nu mai meargă, să aceeași problemă pe care am prezentat-o și la drujba T435, și anume accelerezi și motorul nu are putere să se accelereze, trage să moară, ca să zic așa. Scoate sunetul ăla înfundat și nu mai vrea să se accelereze. Ce se întâmplă? Drujba asta merge cât merge. După care apare problema asta. Inițial am zis că e din carburator. L-am schimbat, am cumpărat un carburator nou de la Zama. Destul de scump. Sau mă rog, cel puțin cel original era Zama. Ăsta e luat de la Husqvarna, dar văd că nu mai scrie nimic pe el decât China mare, da? Ah, ba, da, scrie Zama, vedeți? Deci aici Zama și cel original era tot Zama, tot făcut în China. Și drujba tot așa a percutat, tot prost a mers și după ce i-a schimbat carburatorul. La fel, merge ce merge și după aia nu se mai accelerează. Acum eu ce m-am gândit, zic să scot carburatorul, să încerc să lucrez la reglaje, la L și la H. Pentru că în clipul anterior cu drujba cea mică ați văzut că acolo a fost problema și am reușit să o rezolv. Dar după cum vedeți, cei de la Zama s-au gândit că să nu umble oricine la reglaje și au făcut aceste șuruburi cu niște chei speciale. Eu ce intenționam să fac? Să desfac carburatorul și cu flexul, cu foarte mare atenție, să tai protecția asta, după care să fac două șanțuri pentru șurubelniță în șuruburile L și H. Și așa să încerc să le reglez. Dar, după ce am scos carburatorul, zic să verific și galeria de admisie. Aceasta este galeria de admisie. Aici, partea pe care o vedeți acum, vine montată acolo jos, pe cilindru, iar pe partea aceasta vine montat carburatorul. Galeria asta este o galerie din cauciuc, care nu este crăpată, dar ce se întâmplă? Când am dat-o jos, deși nu a mai desfăcut-o nimeni, foarte greu s-a desfăcut, undeva aici, unde vă arăt cu inglița asta, în partea aceasta aici, am găsit praf de rumeguși. A ajuns aici, în interior. Ideal este că garnitura asta sigilează perfect pe cilindru, iar praful de rumeguș nu ar avea ce să caute aici. E adevărat, era foarte puțin aici, în zona asta, dar nu trebuia să fie deloc și mai era foarte puțin undeva aici. Eu mă gândesc că datorită utilizării, pentru că cauciucul ăsta stând direct pe cilindru, el se încălzește la temperaturi destul de mari, el a îmbătrânit, drujba fiind destul de bătrână, a îmbătrânit și nu mai etanșează perfect, ceea ce face ca drujba să primească aer fals pe aici și automat să nu se mai accelereze. Bineînțeles, nu primește atât de mult aer încât să nu meargă deloc, deloc, dar foarte puțin. Și ăsta sărăcește amestecul de carburant. Dacă aș fi putut să umblu la șuruburi, poate că îi făceam ceva mai îmbogățind amestecul cu mai multă benzină și atunci poate că ar fi mers. Dar, într-un fel sau altul, e bine că am umblat aici. Aici nu am desfăcut niciodată eu. Peste tot, pe aici, pe aici, pe aici, peste tot, nu era nici urmă de rumeguș, decât aici, în porțiunea asta, și foarte puțin aici. Încă ceva.
partea asta pe aici era udă de la benzină, da? Toată partea asta era udă, iar aici era uscat și aici unde era umeduș era uscat. Îmi pare rău că nu am filmat ca să vedeți. Deci, eu bănuiesc că asta se întâmplă, cauciucul ăsta s-a întărit, nu mai etanșează cum trebuie, când se încălzește motorul, primește aer fals pe aici și nu mai poți lucra cu drujba pentru că este foarte enervantă, că nu are putere, deci nici nu moare, nici nu trăiește. E undeva, accelerezi și accelerezi degeaba pentru că în lemn nu mai merge, iar când o scoți din lemn și accelerezi în gol, se accelerează de sare pistonul din ea. Eu ce vreau să fac acum? Nu o să schimb galeria asta acum momentan pentru că nu o am nouă și nici nu am drum să mă duc să o cumpăr. Am să încerc cu niște silicon să fac pe exterior, pe metalul ăsta, să pun silicon și să izolez foarte bine pe aici cu silicon din ăsta. Da? Den Braven gasket sealant, da, silicon pentru garnituri, rezistent până la plus 300 de grade Celsius. Da, deci nu o să se încingă motorul ăsta la 300 de grade niciodată. Am să încerc să fac această garnitură de silicon roată pe marginea de fier, să dau puțin și pe marginea asta de cauciuc. Foarte important, aici avem o gaură. Gaura asta vine la linia de impuls și gaura asta nu trebuie astupată, da? Dacă cineva care vede clipul ăsta ajunge să facă operațiunea asta, foarte mare atenție să nu astupe gaura asta. Cum am zis, dau cu silicon aici, pun galeria la loc, o strâng. Am să dau cu puțin silicon și pe partea cealaltă unde vine carburatorul, tot la fel, pentru o mai bună etanșeitate. Și când o să se usuce, am să probez drujba să vedem dacă am făcut ceva. Iar dacă drujba merge, probabil că am să o las așa. Sau mai am și varianta în care să mă duc să cumpăr o galerie din asta și să-i montez o galerie nouă. Pentru că așa se întâmplă cu cauciucul. Încălzindu-se, răcindu-se, încălzindu-se, răcindu-se, el îmbătrânește, îmbătrânește și stând degeaba și atunci apar scurgeri de vacuum și de aici și probleme cu motorul. Poate o să ziceți că scurgerile apar pe la simeringuri. E bine, simeringurile eu le-am schimbat mai de mult, sunt clipuri puse la mine pe canal, nu mai știu unde le-am puse, dar le-am schimbat, am pus simeringuri noi, am pus rulmenți noi, am schimbat supapa de aerisire a rezervorului, am curățat sita antiscântei, deci pe partea aia motorul nu ar avea nicio problemă. Am refăcut garnitura cu silicon acolo jos unde vine prins pe carter. Deci 99% sunt sigur că pe acolo nu ar putea să fie probleme. Eu aici bănuiesc că ar fi problema. Cam atât despre drujba asta. O să mai fac un clip când o bag și la lemn să vedem dacă am rezolvat ceva. Vă salut și numai bine!